În legătură cu poziția adoptată la 8 august curent de Partidul Platformă DA, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Liberal Democrat din Moldova. Lansarea în paralel, în campania electorală a doamnei Maia Sandu și a domnului Andrei Năstase, cu intenția de înregistrare a doi candidați, riscă să-i deruteze și să-i demotiveze pe cetățeni. Mai mult, promisiunea de a lua decizie definitivă privind candidatul comun la funcția de președinte, selectat dintre cei doi la momentul oportun, presupune continuarea concurenței între aceste două partide cu păstrarea riscului ca acest candidat comun în ultimă instanță să nu fie desigur.